Bănică a depus plângere la poliție. E un caz foarte grav. Mara Bănică a depus o plângere la poliție. Despre ce este vorba? Când celebra jurnalistă Mara Bănică a depus o plângere la poliție pentru o situație foarte gravă. Totul a pornit de la un caz al unei persoane invitate într-o emisiune televizată. Având o poveste de viață tragică, Mara Bănică s-a emoționat foarte tare și aproape ca aceta, astfel povestind despre un episod din viața ei. Am depus o plângere la poliție săptămâna trecută. La secția 8 și nici mie nu mi-au dat număr de înregistrare. Poate își amintește de un comandant. Mi-au spus că mă sună bine. Nu m-au sunat. Pe mine care sunt la televizor și sunt cunoscută. Ce pretenții să anunci un juc. Nu vreau să fac încă public cazul. E un caz foarte grav. Mi-au spus că mă sună a doua zi, vineri, la ora 11, să-mi spună dacă să ajung la secția 8 în jurul orei 11:30 sau 12. Cum te-au sunat? Pe tine m-ai sunat și pe mine. Și azi e marți. Nere, ieri, virgulă, a declarat Mara Bănică într-o emisiune TV.